Înainte voiam să devin medic, dar de când am participat la Technovation Girls, am spus, programarea e mai ok. Astăzi suntem alături de Ioana, tânăra noastră participantă la Technovation Girls. Echipa Tfavor este uimită de ceea ce a făcut Ioana în cadrul competiției Technovation Girls și astăzi am prins-o la un scurt interviu. Ce faci, Ioana? Cum te simți? Astăzi mă simt foarte bine și foarte încântată. Mă bucur, Ioana! Cum a început aventura ta în Technovation Girls? Păi eu, inițial, am auzit de ideea asta de la mama mea și mi s-a părut foarte interesant, așa că am spus, ok, vreau să particip. Cum a decurs toată perioada asta de înscriere? Prima dată am avut niște fete pe care le-am acceptat în echipa mea, dar ele nu făceau absolut nimic. Le-am trimis un mail la un moment dat cu numărul meu de telefon și că aș vrea să le cunoști, dar ele n-au răspuns nici la mail, nici pe WhatsApp, pe telefon, așa că m-am gândit, mai bine schimb echipa. Am scris pe grupul de eleve că voi căuta două fete pentru echipa mea, care sunt la divizia beginners sau junior. Surpriză! Am dat de fete care au fost la divizia senior și ele s-au implicat. Ce simți că ai învățat tu în Technovation Girls? Simt că uneori chiar dacă ai o echipă, tu trebuie să te preocupi de tine, nu să lași pe ceilalți. Ce lecții ai învățat tu în parcursul acestei competiții? Am mai învățat și că uneori mai și pierdem. Și ați avut un mentor, nu? Da. A fost cea mai dragă doamnă, Anca Rădulescu, și încă mă susține și chiar m-a susținut enorm. Simți că te-a influențat pe parcursul competiției? M-a influențat în sens pozitiv. Care crezi că o să fie următorii pași pentru proiectul vostru? Eu o să mă mai ocup de el, o să-i fac upgrade-uri, pentru că în momentul acesta nu este nici publicat, dar nici perfect funcțional. Avem părți care nu funcționează, dar la anul vreau să fac un proiect, nu știu, medicină-educație, care să fie mai revoluționar decât acesta. Ce tare! Care a fost proiectul vostru? Cum se denumește sau ce ați făcut mai exact? Proiectul nostru se numește Învățăm Împreună sau Learning Together și oferă meditații live cu profesorii elevilor, pe gratis. Ce tare! Și da. A stat mult să vă gândiți la asta? Ați făcut un brainstorming? Eu am venit cu ideea și pentru că toți au fost de acord, am zis, ok. Hai să facem, nu? Da. Ce ți-ai dorit tu de la această aplicație? Ce îți dorești pe viitor să faci tu cu ea mai mult? Mi-ar plăcea să o fac să fie mai revoluționară. Mai revoluționară, wow! Știu că avem în această industrie educațională mulți competitori, dar vreau să facem să depășească tot. Faptul că este gratis, deja a revoluționat. Ce-ți dorești tu așa pe parcurs să faci? Eu, când voi deveni adult, mi-ar plăcea să devin programator, pentru că simt că asta este... Simți că e menirea ta. Da, simt că e menirea mea să fiu programator. Crezi că te-a influențat și Technovation Girls în decizia asta? Înainte voiam să devin medic, dar de când am participat la Technovation Girls, am spus, programarea e mai ok. E mai ok și pentru tine. Da, pentru că eu nu știam înainte ce să aleg, dar acum programarea este locul 1. Ce mesaj le-ai oferi fetelor care doresc să participe în viitor la Technovation Girls? Le-aș ura succes și le-aș spune să nu se supere dacă nu s-au calificat, pentru că din prima nici eu nu m-am calificat. Și vreau să le spun că vârsta e doar un număr. Fiind destul de micuță, da, și știm că ai muncit foarte mult, ne gândim că poate în viitor o să mai particip la Technovation Girls. Am dreptate? Foarte mare dreptate. Spune-mi un mesaj pentru tine din viitor. Să fac eu mai multe lucruri. Și peste ani, când te vei uita, nu știu, când vei avea 17-18 ani și te vei uita la această filmare, transmiteți de acum un mesaj pentru tine. Ioana, sper că până acum ai câștigat la cel puțin două ediții. Hai să sau ai fost finalistă. Ce fain! Felicitări pentru toată munca. Mulțumesc! Și dacă mai ai ceva să transmiți urmăritorilor noștri? Vreau să le transmit urmăritorilor, urmăritoarelor, că nu va fi și nu este ușor dacă vor să se înscrie în această competiție. Dar are urcușuri și coborâșuri, e ca un roller coaster. Atât de frumos. Ce frumos.
Îți mulțumesc foarte frumos, Ioana, pentru acest interviu și felicitări încă o dată pentru tot ceea ce faci.